ani? Primul cuvânt o să fie foarte scurt, o să vă cer voi să stau jos. A terminat primul cuvânt. N-am fost anunțat de nicio temă. Am înțeles că o să aveți mai multe întrebări. Ceea ce m-a liniștit într-o mare măsură, pentru că eu pot să spun foarte ușor că nu știu. Sau putem să trecem la întrebarea următoare. Oricum, când am fost anunțat că trebuie să vorbesc cu voi, primul cuvânt care mi-a venit în minte a fost pilda economului necredincios, pe care sigur vă știți. Numai că eu vreau să vă aduc aminte sfârșitul acestei pilde, în care Mântuitorul spune, după ce spune că fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii luminii, fiii veacului acestuia care ar trebui să fim noi, fiii luminii cei dinaintea noastră, spune așa: faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă, căci dacă nu veți fi credincioși în bogăția nedreaptă, cum veți fi atunci când vi se va încredința cea adevărată? Și dacă nu veți fi credincioși peste ceea ce este străin, cum veți fi credincioși când vi se va da ce este al vostru? Bogăție nedreaptă înseamnă, în primul rând, ceva câștigat foarte simplu și mai ales nu prin muncă proprie. În al doilea rând, bogăție nedreaptă înseamnă bogăție înșelătoare, care acum este, acum nu este, sau mai bine este iluzorie. Și în ceea ce ne privește pe noi, și mai ales pe voi, cred că cea mai mare bogăție, cea mai importantă bogăție pe care ați primit-o, este tinerețea. Tinerețea care are așa o forță extraordinară, care se bazează în primul rând pe nebunia ei, n-are argumente, nici nu ține cont de ele și bine face, pentru că tinerețea întotdeauna se ghidează după rațiunile inimii și nu ale minții. Deci, bogăția asta nedreaptă, care este tinerețea, va trebui să o folosiți în folosul vostru, să vă faceți prieteni cu ea, pentru ca atunci când veți obține ceea ce este al vostru, adică tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, atunci să puteți, într-adevăr, să schimbați fața lumii. Foarte important este să nu țineți cont de nimic. Știți vorba aceea, ascultați sfatul meu, nu țineți cont de niciun sfat. Așa? Să nu țineți cont de nimic, să vă urmați, în primul rând, pornirea. Pornirea care vine din dorință. Sfântul Pavel la Filipeni spune așa: a lui Dumnezeu este și a voi și a săvârși după a lui bunăvoință. Dacă și voința și săvârșirea stau în mâna lui Dumnezeu, ce mai este al nostru? Dorința. Singurul lucru care este cu totul și cu totul în mâna noastră este dorința. Și cum zice un părinte al bisericii, Dumnezeu se uită cu ochii milostivirii sale, nu spre ceea ce ai fost, nici spre ceea ce ești, ci spre ceea ce dorești să fii. Deci se uită la dorința inimii tale. Ăsta ar trebui să fie motorul tuturor acțiunilor voastre. Și dorința asta, dacă nu păstrați tânără, înseamnă că n-ați reușit să vă faceți prieteni cu bogăția nedreaptă. Ceea ce înseamnă că atunci când veți fi în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, vă veți comporta ca tânărul din povestea omonimă, care s-a plictisit.
s-a plictisit pentru că n-a știut să stoarcă tot din acea tinerețe. Plictiseala, apatia, nu ar trebui să vă caracterizeze pe niciunul dintre voi. Pe niciunul. Și din potrivă, exuberanța, efervescența, asta trebuie să vă caracterizeze. Și m-a întrebat cineva, am fost în Basarabia la niște licee, înainte de Crăciun, și m-a întrebat cineva acolo, nu știu cine, printr-un bilețel, cum e cu inima și cum e cu mintea, cine trebuie să conducă, cine nu. Și le-am spus, uite cum, eu am un prieten care a fost sepepist și a fost în garda mai multor președinți români. Un prieten foarte bun. Și l-am întrebat, e, cum faci tu dacă președintele nu vrea să se supună ție? Eu am înțeles, am văzut și eu cum faceți. Îi faceți un traseu anumit, mergeți așa, 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 și el trebuie să se supună acestui traseu. Dar dacă el iese din traseul ăsta, ce faceți? Și el zice, păi, se întâmplă de multe ori așa, nu avem ce să facem, nu-l oprim, îl lăsăm. Deci el iese din traseu și se bagă fix în mijlocul oamenilor. Însă atunci noi devenim mai atenți, îi avertizăm pe toți și în momentul în care vedem un pericol, cineva scoate un obiect sau dă să arunce cu ceva sau așa, în momentul acela noi am sărit pe președinte și l-am luat și ducem unde vrem noi, el nu mai are nimic de spus. Dar nimic. L-am luat pe sus, să ducem cum știm, unde știm, el nu mai are nimic de spus. El nu mai este președinte în momentul ăla. Noi suntem. E, cam așa este și cu mintea și cu inima. Inima este președintele, iar mintea este bodyguardul. Inima ne conduce, pentru că în inimă, spune Mântuitorul, că este comoara noastră și împărăția cerului, acolo se sălășluiește. Așa? Însă, deci ea conduce, ea ne conduce, ne îndrumă, ne călăuzește, ea este și motorul care ne dă forța și râvna, curajul de a merge mai departe, însă mintea trebuie să fie de pază. În momentul în care inima o ia razna și este în pericol, atunci se schimbă rolurile. Mintea ia conducerea și inima trebuie să se supună. Dar nu invers. Nu invers. În primul rând, inima. De aceea trebuie să vă învățați să vă cercetați inima și să vă cunoașteți inima. Să învățați rațiunile. Dacă nu îi veți învăța rațiunile, nu veți ști nici să vă folosiți tinerețea, nu veți reuși să înțelegeți lumea. Nu veți reuși să vedeți lumea ca fiind frumoasă, ci veți petrece viața plângând ca acela din povestea, nu mai spun cum se cheamă, că știți, cu drobul de sare. Deci trebuie să vă cercetați cât mai des inima și să învățați rațiunile. Altminteri, viața devine seacă și tristă. Și viața nu este tristă. Viața este frumoasă. Îmi spunea o fată din Constanța, nu știu dacă o știți sau nu, sunt trei surori care sunt în cărucior, sunt paralizate de la mijloc în jos. Mama tot așa este bolnavă, tatăl a fost foarte bolnav, foarte chinuit și el în viața lui, a murit nu de mult. Și îmi spunea fata aceea, zice, părinte, l-am auzit pe tata cu vreo două săptămâni înainte de a muri și el a fost foarte chinuit, îmi spunea, mult a suferit. L-am auzit așa, l-am surprins, zicând așa, Doamne, frumoasă a fost viața. Deci dacă el a reușit să vadă viața așa frumoasă, nu văd ce v-ar împiedica pe voi. Aș prefera să puneți ceva întrebări. Oricum am ținut să vă spun lucrurile astea ca să
să avem un punct de plecare și să vă dau un pic de curaj, pentru că dacă o să observați cu atenție toate ispitele, problemele și așa mai departe, toate necazurile în care ne împinge vrăjmașul, o să vedeți că este o linie, un fir roșu care le unește pe toate, și anume vrăjmașul prin toate ispitele lui, prin toate patimile prin care caută să ne prindă, urmărește un lucru în special, înjosirea omului, înjosirea și umilirea lui. Așa cum Dumnezeu încearcă și a încercat și se luptă în continuare să redea omului demnitatea de fiu al lui Dumnezeu, să-l ridice pe om din țărână, așa caută vrăjmașul să-l înjosească, să-i calce pe cap, cum spunem noi. Drept aceea, este mare nevoință, și aici se arată vocația fiecărui tânăr de erou, în a se lupta să ridice fruntea. Știți cum e rugăciunea aceea? Înalță fruntea drept credincioșilor creștini. Să înălțați fruntea, asta este o nevoință foarte proprie vouă și vă este vouă dată de Dumnezeu. Și prin voi să trageți și pe ceilalți la această nevoință. Pot să adaug și eu la întrebarea asta încă o întrebare. Cum ar putea un călugăr cel mai bine să răspundă la întrebarea asta? În duh, da. Din empatie. Sigur. Hai să vă spun ce am pățit eu. Când eram în școala militară, am avut un profesor, un ofițer. Și el ne preda nouă psihopedagogie. Și a văzut la un moment dat la noi în clasă o chitară și zice, dar ce faceți voi cu asta pe aici? Credeți voi că vrăjiți fetele cu asta sau așa? Să vă explic eu cum stă treaba cu îndrăgostitul. Da. A început să ne explice. Pe măsură ce ne explica, începeam să-i dau dreptate, dar la sfârșitul cuvântului, cred că l-aș fi omorât dacă era în mâna mea. Pentru că îmi răsturna tot ce era mai ideal, mai frumos, mai înălțător în ceea ce privește iubirea. Și spune el așa, măi, procesul ăsta de îndrăgostire este un proces matematic. Alții spun că exact. Chimic. Alții spun chimic. Oricum, tot o știință exactă, da? Aceeași reacție am avut-o și eu. Și zice așa, uite cum. Te întâlnești cu o fată. Bineînțeles, noi eram băieți, eram școală militară. Și îi provoci anumite emoții. Arta este să știi ce anume îi provoacă o emoție mai puternică sau mai puțin puternică. Dacă reușești să îi provoci niște emoții succesive, fata aceea se va trezi că este îndrăgostită de tine, că nu mai poate fără tine. Vă spun sincer, am verificat-o, toți colegii am verificat-o, merge 100%. E ca un drog, creează un fel exact. De dependență. Exact, asta este. Dar mi-a trebuit vreo 15 ani și mai bine să înțeleg unde greșea dumnealui. Deci vă dați seama așa acum, fără să o puneți în practică, că funcționează. Da. Că așa este, funcționează.
Unde greșea el? E, aia într-adevăr, așa cum a fost și întrebarea pusă, nu este dragoste. Ăla într-adevăr este un proces chimic, psihologic, oricum este trupesc și nu altfel. Da? Simți că ai nevoie de respectivul pentru că ți-a făcut aia, aia, aia și aia. Mi-a fost dat odată să aud discuția între două fete pe care le cunoșteam și a fost bine că le-am cunoscut pentru că am putut să verific mai târziu dacă s-a împlinit ce vorbeau ele. Și zice una către cealaltă, auzi, de ce îl iubești pe X? Și zice, păi cum? Pentru că nimeni nu mi-a dat ce mi-a dat el, nimeni nu mi-a umplut viața așa cum mi-a umplut-o el, de când a intrat el în viața mea, eu sunt mai completă și mi-a umplut un gol foarte mare. Pare frumos, nu? Ce spunea. Eu când am auzit asta am zis, nu o să țină mult relația asta și n-a ținut. De ce? Pentru că o iubire adevărată este atunci când dai, nu când iei. Ar fi frumos să zici, îl iubesc pe acela pentru că îmi dă ocazia să-l iubesc. Îl iubesc pe el sau pe ea pentru că îmi dă ocazia, da, să-mi revărs dragostea mea în inima lui sau al ei. Sau a ei. Dar nu invers. Nu invers. Când iei, mai întotdeauna dragostea devine posesivă. Și dai o dată, dai de două ori, dai de trei ori și după aia începi să vezi că nu se mai întoarce nimic din ceea ce dai. Și atunci îți dai seama că dragostea ta a fost un proces, de fapt nici nu a fost un proces, ci a fost o relație de genul dăm și nați. Așa ceva nu poate să reziste. Așa ceva nu este dragoste. Un părinte la teologie la București a avut o conferință și la un moment dat, bine, el vorbea despre Sfântul Ioan Gură de Aur, dar a ajuns tot la problema asta. Cred că toate conferințele ajung la problema asta. Da, părinții pictează aici. Era o întrebare, cine pictează? Părinții, mă știu. Și părintele celălalt a întrebat, poate unii dintre voi știți, poate nu? Întreabă cum a fost el, Andrei, nu? Ce mai Andrei, dar tu chiar vrei să știi cum să faci ca să iubești pe Maria, să zic? Și el zice, da. Măi, sigur nu vrei tu să faci tu din Maria jucăria ta? Nu. Bine, măi, dacă vrei numai decât să știi, eu îți spun. Și vă spun la toți. Dar să vreți să faceți, măi, să vreți să vă apucați să faceți, dacă nu, eu nu vă spun. Sigur vreți să faceți? Sigur vrei, măi, Andrei, să știi? Nu vrei, nu? Da. Vrei. Sigur, da? Bine, eu spun. Cum? Bun. Atunci spun, dacă vrei să o iubești pe Maria, împlinește-i poruncile. Ei, da. E simplu. Aceia la București au început să râdă foarte tare și părintele le-a zis, măi, nu râdeți. Că așa este. Cum vrei tu să-i arăți unei fete că o iubești dacă nu-i arăți în primul rând că există pentru tine? Dacă nu-i arăți că ai încredere în ea? Știți? Nu se poate. Procesul de îndrăgostire n-are cum să treacă de primul pas, care este încrederea. Dacă nu treci de primul prag al încrederii, n-ai ce să devii mai departe. Nu se poate transforma în nimic bun. Dacă mergi așa pe datorie, n-ajungi nicăieri. E, lasă că poate, poate. Nu. Cu poate, poate nu mergi. Nu mergi mai departe. Ori ai încredere, ori nu. Ai încredere să-ți deschizi inima în fața celuilalt? Deschide-o. N-ai încredere? Nu o deschide.
Dar dacă ai încredere, deschide-o indiferent ce va face celălalt cu tine. Pentru că chiar dacă acela se va întoarce cu spatele la tine, chiar dacă el te va lovi acolo unde te va durea mai tare, pentru că iubirea întotdeauna este vulnerabilă și foarte ușor de rănit, deci chiar dacă se va întâmpla lucrul ăsta, totuși inima voastră va căpăta mult mai multă iubire decât a putut căpăta până atunci, dintr-o relație, să-i spunem, împărtășită. Mult mai mult. Inima voastră va crește mult mai frumos. Mult mai frumos decât așa. Deci, în primul rând trebuie să treceți pragul încrederii și pragul ăsta, care e foarte greu de trecut, să renunțați, să așteptați ceva în schimb. Dacă cineva te lasă să-l iubești, e mare minune. Prinde-l pe acela, nu-l lăsa și iubește-l cât poți. Și inima singură își va găsi cale către cealaltă inimă. Ăsta nu mai e nici un proces chimic, nici matematic, nici mecanic, nici măcar metafizic. Ăsta este un proces dumnezeiesc. Inima își găsește cale către cealaltă inimă. Las-o. Las-o. Dar vă mai spun un lucru. Atenție la întâlniri. Atenție la întâlniri. Unde vă întâlniți, acolo o să vă consumați, să spunem așa, iubirea. Vă întâlniți în parcuri, atâta rămâne din iubirea aia. Da? Două strângeri de mână, două pupături, un suc și pa. Și după aia rămâne, veniți acasă și jucați 13-14 din pe picior pe altul, că nu mai poți fără ea sau fără el. Și ce mă fac? Trebuie să pun repede mâna pe telefon sau nu știu ce, să-i trimit un SMS. Să n-aud SMS-uri, să n-aud mesuri și alte nebuneli de genul ăsta, high five-uri și toate Facebook-urile. Da? Astea distrug iubirea. Cum n-aș știut vreodată că se poate distruge. Așa? Și vedeți că nu mai puteți fără. De ce? Pentru că v-ați întâlnit în afara inimii. Ați căzut în aceeași plasă de care spunea ofițerul acela. În aceeași plasă a, cum se spune noi, secretelor și rețetelor. Vrei să știi să o cucerești pe cutare? Simplu. Pac, pac, pac. Pagina 3, paragraful 2. Simplu, nu? Toată lumea ar vrea așa ceva. Dar cu ce te alegi? Uite, cu asta te alegi. Întâlniți-vă voi în inimă. Pentru că în inimă nu poți să fii altfel decât așa cum ești. Când te duci în parc, când te duci la cofetărie, la film sau mai știu eu, la un spectacol sau unde vă duceți voi la Putna, vă arborați față de oraș. Nu? Vă ascundeți alte chestii. Dar să vă văd eu după aceea ce faceți. Bun, ai câștigat-o, da? Ai luat-o de soție, da? Bine că ți-a mers. Hai să te văd eu poimine când ea va începe să se spele ciorapii. Da? Și nu-ți merge mașina de spălat. Să văd ce faci tu atunci. Să văd ce faci tu atunci când vii supărat de la servici, da? Și ea n-are mâncare așa cum îți place ție. Că de fapt mâncarea aia care știai tu nu era făcută de ea. Să vă văd eu atunci unde mai este iubirea voastră. Da? Unde mai este? Undeva acolo și credeți că vă bazați pe contul din banca iubirii de acolo și puteți merge mai departe. Nu mergeți mai departe. Nu mergeți mai departe. Am cunoscut persoane care au cunoscut adevărata iubire de-abia după ce au început să treacă la spălat ciorapii. Vi se pare poate așa, o vorbă așa cam dură, dar așa este, chiar așa este. Persoana respectivă s-a destăinuit altei persoane și a spus, nu-i venea să creadă, nu-i mergea într-adevăr mașina de spălat. Și vă spun drept, persoana aceea era foarte cu nasul pe sus, așa, cum spuneți, fițoasă sau nu. Da? Greu îi ajungeai la nas. Greu îi ajungeai.
Și băiatul era liniștit, simplu, nu avea nicio treabă. Ea spunea să dădea de ceasul morții. Că nu, că facem așa, 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 și el zicea, bine, facem cum spunea. Și făceau cum spunea el, da? Însă, atunci când ea avea nevoie, când avea un examen sau ceva, nu trebuia să întoarcă de două ori capul, că ea, el era lângă ea, da? O aștepta atunci când ea nici nu credea că el își aduce aminte de ea, și așa mai departe. Și îi spunea persoanei respective, măi, când îi spăl ciorapii respectivului, așa mă inundă o dragoste. Vedeți? Cum? Da. Sunt lucruri mici, dar care arată niște lucruri foarte importante. Faptul că ei și-au dat întâlnire foarte mult în inimă. Și atunci nu mai contează ce spui, ce nu spui, cum arăți, cum nu arăți, ce ai, ce nu ai. Contează așa cum ești. Ce simți. Exact. În inimă nu poți să fii altfel decât așa cum ești. Pare așa, mai SF. Cum mă întâlnesc eu în inimă cu celălalt și să mă vadă el așa cum sunt eu și eu să-l văd așa cum e, nu vă bateți capul. Oricum, nu capul să vi-l bateți. Pentru că el n-are nicio treabă cu rațiunea inimii, v-am spus. Inima știe singură să facă lucrul ăsta. Și primul lucru practic, concret, pe care vi-l pot spune și îl puteți face în sensul ăsta, este ca atunci când aveți o pornire de dragoste față de cineva, nu neapărat față de iubită sau iubit, față de un prieten, o soră, mă rog, un cunoscut, indiferent. Când aveți o pornire de dragoste, nu vă apucați să o exteriorizați imediat. Nu puneți mâna pe telefon, nu pe e-mail, nu pe nimica. Nu? Țineți-o puțin în inimă. Țineți-o un pic acolo, la dospit. Țineți persoana respectivă, gândul ăla, țineți-l bine în inimă și să vedeți ce se va întâmpla după aceea. Știți ce se întâmplă primul lucru? O să mai rămână aproape nimic din el. Da? Pentru că se duce foarte multă zgură. În pornirea asta de dragoste sunt foarte multe componente, să spunem așa. Mai trupești, mai puțin trupești, mai psihologice, mai puțin psihologice, mai duhovnicești, mai puțin duhovnicești, dar sunt foarte amestecate, foarte confuze și caută să te iau pe sus. Știți? E, lăsați inima să aleagă, să discearnă. Lăsați inima să-și arate puterea ei de a deosebi. Are o putere foarte mare de deosebire inima, lăsați-o. O să cadă foarte mult, da? Și o să ziceți, uite mă, dacă n-am spus atunci, acum nici nu mai îmi vine, na, m-am luat după ăla. Știți? Nu, nu. Pentru că ceea ce rămâne acolo în inimă e un bun câștigat. Acel bun nu-l veți câștiga altădată. Și în felul ăsta vă și îmbogățiți inima și vă și întâlniți cu persoana respectivă în inima voastră. Acolo, în inima voastră, o să vedeți în scurt timp care este situația relației voastre cu persoana respectivă. În scurt timp o să vedeți, o să ziceți, parcă nu merită chiar așa să mă duc, sau s-ar putea chiar să crească sentimentul ăsta. Dacă într-adevăr crește și într-adevăr dă să dea pe din afară, atunci da. Atunci sfinți să fiți și nu vă puteți opune. Pentru că Mântuitorul a zis, din prisosul inimii grăiește gura și mai mult nu. Atât. N-aveți ce face. Dar lăsați inima să hotărască ea lucrul ăsta. Pentru că în inima acolo, când ești tu cu sinele tău în față, față în față, atunci se face ca un cuptor de foc. În focul ăla nu rezistă nicio zgură. Și așa, făcând, o să vă dați seama și care e dragostea adevărată. Așa, a fost o întrebare, cum să ne cercetăm inima? Nu știu. Următoarea întrebare. Vreau să mai întreb tot legat pe tem, dacă tot suntem pe subiectul acesta. Cum se face că de multe ori o anumită persoană, de exemplu, ți este mai dor de atunci când nu o vezi decât atunci când o vezi? Adică apreciezi mai mult
în absența persoanei decât în prezență, nu știu. Adică parcă atunci când o vezi, nu, nu știu, nu mai ai același sentiment, deși te bucuri. Da, pentru că de multe ori, atunci când vedem o persoană sau când ne întâlnim cu ea, impactul exterior este atât de mare încât îl copleșește pe cel interior. Noi nu ne-am întâlnit cu persoana respectivă îndeajuns de mult în inima noastră, astfel încât să domine asta. Noi încă suntem tributari exteriorului. Noi încă ne comportăm în reflexie, deci ca reacție față de ce se întâmplă în exterior. Noi nu ne comportăm din interior către exterior, ci invers. Din exterior către interior. Dacă cineva îmi provoacă mie un anumit sentiment sau un anumit lucru, eu îi răspund. Dacă nu, nu. Asta se întâmplă. Iar cum să ne cercetăm noi inima, nu e foarte greu. Puneți-vă la rugăciune. Stați așa, în fața lui Dumnezeu, fără să faceți nimica. Nu trebuie să ziceți Doamne Iisuse, nu trebuie să citiți paraclise, nu acatiste, nu nimic. Vă puneți în scaun, în fotoliu, în pat, unde vreți voi, unde vă este vouă mai la îndemână, unde vă simțiți mai voi, așa, și stați așa fără să faceți nimic. Însă, stați așa, conștienți fiind de prezența lui Dumnezeu. Stați voi, așa cum sunteți, în fața lui Dumnezeu. Dacă vreți să faceți ceva, faceți, dacă nu, nu. Important este să stați în fața lui Dumnezeu. Și petreceți-vă cât mai mult timp cu voi înșivă, singuri. Și inima singură o să înceapă să vă vorbească. Să vă spune, să vă întrebe, să vă arate. Uite, asta trebuie, asta nu trebuie, asta... Vă faci tot de mentale între lucrarea inimii între tine și ce spune la potrivire, nu urmează prima. Da, ei zic urmează-ți inima, însă ei se referă mai mult la urmează-ți instinctul și nu inima. Deci așa vă cercetați inima. Și până la urmă, care sentiment este cel real? Cel din absență sau cel din prezență? Da. Nu știu. O să vedeți. Fiecare o să vadă. Care rezistă? Am răspuns. Da, care rezistă? O să vedeți. Ce o să vedeți. Da, o să vedeți. M-a întrebat cu ce părere am despre relațiile la distanță. Constantin Noica a zis la un moment dat, cea mai frumoasă declarație de dragoste mi s-a părut a fi asta, spune el. Te iubesc atât de mult încât simt că pot să te părăsesc. Da. Că prezența ta mi-a umplut atât de mult inima încât despărțirea de tine nu mai are nicio relevanță. Te port cu mine oriunde și oricând. Deci, din punctul ăsta de vedere, relațiile de la distanță nu sunt cu nimic diferite față de relațiile de apropiere. Iarăși o să aveți probleme cu încrederea și așa mai departe, dar inima o să vă arate în focul ei ce rămâne și ce nu. Urmează-ți inima de care spune respectivul sau respectiva pătucă la ProTV. Nu cred eu că înseamnă același lucru, pentru că inima cu adevărat o urmezi atunci când o asculți în rugăciune. De ce? Pentru că în inimă, fiind chipul lui Dumnezeu, El va răspunde la glasul lui Dumnezeu. Atunci când te pui tu singur în fața lui Dumnezeu, singur în genunchi și vorbești cu El ca și cu un prieten, așa, îi spui ce ai tu pe suflet, încearcă atunci să aduci în rugăciunea ta, în proximitatea ta, de la acea rugăciune, persoana respectivă. Și ăla este, cum să spun eu, aia e proba de foc. Nu poți, în întâlnirea ta cu Dumnezeu de atunci, nu poți să aduci pe oricine. O să vedeți. De-aia de multe ori se întâmplă când vă puneți la rugăciune, vă vin în minte chipurile celor pe care nu-i suferiți.
sau cu care aveți ceva, vă certați sau ceva, nu v-ați certat cumva. De-aia, pentru că aia este proba de foc. Dacă reușești ca în rugăciunea ta foarte intimă, foarte personală, să aduci pe cineva, acela e mare. Acela e mare pentru tine, pentru inima ta. E, dacă e așa și a trecut cineva proba asta de foc, urmează-ți inima. Dacă nu, mai lucrează la imaginea celorlalți. Cum spunea un părinte din Sibiu, a murit Dumnezeu să-l ierte, o ucenică a părintele Stăniloae, părintele Miron Mihăilescu, poate știți de el, spune, noi trebuie să ajungem la măsura aceea încât să nu putem să purtăm pe nimeni murdar în inima noastră. Așa, dacă vă formați inima, urmați-o. Dar dacă nu, atunci înseamnă că săraca minte trebuie prea des să fie bodyguard. Prea des. Cum procedăm cu acei băieți care vor să fim în concubinaj? Este corect? În zilele de azi este foarte greu dacă nu ești de acord cu ce spun ei. E cumplit dacă nu ești de acord cu ei. E dictatură deja. Da, se rup toate relațiile, prăpăd, numai ultima ta speranță în ce privește iubirea s-a dus. Eu am cunoscut o fată care s-a găsit cu un băiat din el. Era de el, și el da. Da. Și la mamă și chestie să se păstrează cineva de milă pentru altul, din el. Nu. Noi facem o confuzie enormă când vorbim despre milă. Una este mila dumnezeiască și alta este mila omenească. Mila omenească este un aspect al tristeții. Clar aspect al tristeții. Îți pare rău de cineva că nu are sau că are prea mult sau că nu e cumva, nu știu cum, îți pare rău de acela. Dar părerea asta de rău este întotdeauna condescendentă. Întotdeauna tu de sus în jos te uiți la el și îți pare rău. Mila dumnezeiască nu e așa. Mila dumnezeiască arată compătimire, arată recunoștință chiar, da? Arată iubire, dar de pe același plan. De pe același plan. Compătimire împreună suferință. Asta înseamnă compătimirea, compătimire. Să pătimești împreună cu el, să suferi împreună cu el. Nu să-ți pară rău că el are săracul și uite tu prea ai și el n-are. Nu. Asta este o milă omenească, este un aspect al tristeții. Și nu va face decât să întărească tristețea. Mila asta, nu. E ca și cum mai spune să vină cineva la mănăstire din cauza unei decepții. Foarte nociv, foarte nociv. Ăla o să plece, nu că purtându-și picioarele la ceafă. O să plece smintit. Nu o să-i mai trebuiască nici biserică, nici nimic. Da? E, așa, de obicei, așa se întâmplă și în căsătoriile de felul ăsta. Nu se întâmplă. A, concubinaj. Eu cred că răspunsul este de la sine înțeles. Nu vă mulțumiți cu orice și mai ales fetelor. Nu renunțați la demnitatea voastră, nu vă lăsați călcate în picioare. Sunteți mult mai presus decât toate astea. E adevărat, nici nu vă purtați în felul ăsta să vă arătați alea sau alea-lalte. Pentru că băieții săraci. Știți cum au zis Sfinții Părinți? Dacă n-ar fi dat Dumnezeu rușine la femei, nu s-ar mai fi mântuit niciun bărbat. Știți? Era o fată, o femeie tânără, avea un copil la tătica Mititel, 5 ani cât avea, și se farda în fața oglinzii, ea. Și băiețelul se tot uita. Și bineînțeles, cum se întâmplă, de obicei, ea și-a pierdut prima răbdarea și îl întreabă, dar ce tu stai, te uiți la mine? Păi, da, nu înțeleg ce faci. Păi, mă fardez. Dar de ce? Păi să mă fac mai frumoasă. Și de ce nu te faci? Căutați să vă afirmați frumusețea interioară care este în fiecare. Eu sunt convins de asta. Și dacă un călugăr e convins de asta, nu căutați să convingeți pe altul. Și nu vă lăsați călcate în picioare. Vrea treaba asta? N-are decât. Ducă-se la cine îi dă așa ceva. Acela nu merită atenție. Nu merită atenție încă. Ăla sărac pare... Cum? Rămân fetele nemăritate. Da, asta este o problemă. Dar prefer o fată nemăritată și demnă
decât o fată măritată de care să râdă toată lumea sau chiar soțul, asta e mai grav. Să râdă soțul și să-și bată joc de ea după aceea că e la mâna lui și așa mai departe. Nu. Nu. Păstrați-vă demnitatea, mai ales fetele, zic. Mai ales fetele. Păstrați-vă demnitatea să nu vă intre în cap că sunteți sexul slab. Dar de ce nu zice piciorul slab? Că sunteți slabe, nu sunteți deloc slabe. Am citit în viața unei sfinte mucenițe care a suferit chinuri împreună cu alte femei și acelea au început să slăbească. Și la un moment dat ea a început să le vorbească, să le întărească și le-a spus: nu este adevărat că voi sunteți slabe. Nu sunteți deloc slabe. Aveți o putere mult mai mare decât a bărbaților. Numai trebuie să o folosiți. Eu știu din genetica care am învățat-o în liceu că fetele au XX cromozomii, da? Bărbații XY. Dar pe cromozomul X sunt genele cele mai multe vitale. Pe X. Iar la femei, unul din cei doi cromozomi X este cromatinizat. Adică este blocat. Dacă n-ar fi fost blocat de Dumnezeu, ar fi fost supra-oameni, femeile. Deci au în firea lor să fie foarte puternice. Ați auzit de vreun leu care a luat o razna? Că i-a luat cineva puiul? Sau de vreo leoaică care a luat o razna? Că i-a luat cineva puiul? Sau că s-a dat măcar la el? Da? Nu. Firea femeiască este mult mai puternică decât credeți. Numai să o râcâiți puțin să vedeți ce iese la iveală. De ce trebuie să vă râcâie cineva, să vă scoateți la iveală forța? Scoateți-o singură. Singure, da? Nu vă lăsați călcate în picioare. Mai presus de orice, nu vă lăsați călcate în picioare. Că e vorba că trebuie să te supui bărbatului, asta este altceva. Să nu credeți că bărbatul nu trebuie să se supună femeii. Și el trebuie să se supună femeii. Toată lumea zice, dar de ce trebuie să mă supun eu femeii? Dar de ce eu ca femeie trebuie să mă supun bărbatul? Dar cu ce e mai deștept el sau ce? Dar nu. Dar dacă iubești pe cineva, ți este greu, așa de greu să te supui? Dacă cineva, dacă tu ai încredere în cineva că te iubește, crezi că ăla îți va da vreo poruncă încât să te înjosească sau să te bajocorească? Niciodată. Niciodată. Ori este iubire, ori nu este. Nu? Vorbeam cu niște bucătari odată, la un hram, și le spuneam că dacă vrei să iubești pe cineva, trebuie în primul rând să iubești ceea ce iubește el mai mult. Că așa face și Dumnezeu, știți? Și dacă vrei să lovești în cineva, lovești nu în el, ci în ce iubește el mai mult. De asta și vrăjmașul ne lovește pe noi. Pentru că știe că Dumnezeu ne iubește mai presus decât orice, încât și pe Fiul Său l-a dat pentru noi. Și atunci lovește în noi ca să lovească în Dumnezeu de fapt. Și unul dintre ei, mai hâtru așa, era tânăr el, dar era însurat, era de curând însurat probabil, era tânăr. Zice, păi și cum, dacă cineva îmi zice mie că îmi iubește soția, ce iubesc eu mai mult, înseamnă că ăla mă iubește pe mine? Și am zis... Pe ce sens? Da. Și am spus, uite cum ești, știi cum mă întreb tu pe mine acum, ca și cum ți-ar fi spus cineva, măi ce cap frumos ai, așa îmi place de capul ăsta al tău, te superi pe el dacă zici așa ceva? Ai impresia că dacă cineva zice, măi, mâna asta ta dreaptă, este extraordinară, e superbă. Dacă spune așa, ți-e teamă că ți-o fură? Că o să ia mâna ta și o să ducă la el acasă? Dacă voi doi v-ați unit și v-ați iubit, este o legătură indestructibilă, nimeni nu se poate băga să rupă acea legătură. Așa că nu vă temeți. Dar ce ai fi vrut să zică? Ai o urâtă de nevastă? Ți-ar fi plăcut mai mult așa? Deci iubirea, ori e iubire, ori e joacă. Părinte, putem schimba ceva la o persoană dorită? Nu. Nu, dacă o iubim, nu. Nici nu încercăm să schimbăm ceva la o persoană iubită. Când ce și Mitropolita Antonie de Suroj, iubirea nu este oarbă. Iubirea, tocmai prin asta, se caracterizează prin limpezime, prin vedere. Ea vede tot și mai ales defectele. Știți? Cum zicea Caragiale, văzi enorm și simți monstruos. Tot vede. Însă se comportă exact ca
acel iubitor de icoane, care, observând o icoană foarte veche, dar foarte deteriorată, reușește să vadă dincolo de rupturi și de mizerie, să vadă chipul dintr-un început al icoanei. Deci vede dincolo de rău, vede binele și nu numai că îl vede, dar este gata să-și dea toată viața, să-și pună viața în slujba restaurării acelei icoane. De multe ori vin oameni căsătoriți cu probleme, se ceartă de nu se mai poate și încep să-și arunce unul altuia în față, nu știu ce. Ea că el e prea bădăran și că o face de râs, el că ea nu ascultă și vorbește prea mult sau nu știu ce. Și atunci, după ce se potolesc, îi întreb, băi, ia spune-mi tu când ai luat-o pe ea de soție, nu cumva ți s-a părut ție că e cea mai și cea mai și cea mai, că dacă era alta o luai pe aia, nu? Da. Bun. Și de ce ai luat-o tu, măi? Ai luat-o să o crești sau să o iubești? Dacă ai luat-o să o iubești, ia-o și iubește-o, nu crește, măi. O iubești așa cum este. O iubești așa cum este. Ai luat-o, da? Pentru că tu ai fost singurul care a reușit să vadă dincolo de toate acele defecte, acel chip interior, acel frumos din ea, pe care nu-l vede nimeni altcineva. Și când te întreabă, ce ai văzut tu la aia, măi? Măi, nu știu ce. Are ea ceva. E, tu ai fost singurul care ai văzut acel ceva. Pentru acel ceva și acel ceva iubești tu. N-ai venit să-i faci nimic altceva, ci să o iei așa cum este, pentru că așa cum este, este cea mai frumoasă. Este cea mai frumoasă, desigur, pentru tine, pentru că tu ai fost acela care a reușit să vezi acel frumos din ea. Deci nu-l iei pe cineva să-l crești. Îl iei să-l iubești așa cum este. Și chiar și nouă mănăstire ne-a spus, un părinte Procul ne-a spus o vorbă odată, zice, în viața de mănăstire, două lucruri trebuie să căutați, să obțineți. Asta mi-a spus acum vreo 14 ani. Zice, netulburarea și trecerea cu vederea. În sinea mea, mersi frumos. Ce să zic, netulburarea. Parcă am ajuns la despătimire. Cum adică? Dar acum, după atâția ani, îmi dau seama că netulburarea e joacă de copii. Trecerea cu vederea e grea. Adică să-l accepți pe om așa cum este el. Așa cum este el, să-l accepți și să-l iubești așa cum este el. Pentru că și Dumnezeu tot așa ne primește, așa cum suntem noi. Dar nu trebuie să-L și mustrim cu blândețe, cum spune și în Sfânta Scriptură? Dacă este, tot în Sfânta Scriptură zice, dacă este ceva vrednic de mustrare. Vrednic de mustrare, da. Dar dacă nu, nu. De aia, dacă vrei să vezi ce este vrednic de mustrare cu adevărat sau nu și nu știi clar, da, mai amână puțin. Mai așteaptă, că nu dau turcii. Ai răbdare. Ai răbdare, nu-i spune acum. Mai lasă. Lasă-ți inima să se așeze. Și după ce se așează inima și în continuare spune lucrul ăsta, atunci spune eu cu blândețe. Dar nu cauți să-l schimbi. Tu, dacă zice să-l mustri cu blândețe, îi atragi atenția. Îi spui. Mai departe, nu vrea să facă ce? Îți este ție ca păgân și vameș? Decât dacă se opune bisericii, dar alminteri nu. Nu cred că era. Adică, cred că se referea la alte probleme decât cele ale bisericii. Cum putem fi sinceri cu noi înșine? Devine ipocrizia uneori o metodă de autoapărare la faptul că ne simțim vulnerabili? Da. Și cum putem fi sinceri cu noi înșine? Asta e greu. În primul rând, trebuie să vă obișnuiți, să vă cercetați, iarăși zic, și să fiți foarte treji, foarte conștienți la ce se întâmplă în jur, să vă puneți foarte multe întrebări. De ce asta? De ce aia altă? De ce așa? De ce mă port așa? De ce se ridică în mine astfel de sentimente? Eu am avut șansa că am avut câțiva oameni în jurul meu și m-am învățat de foarte mic, de foarte tânăr să fac lucrul ăsta și știu ce înseamnă. Și de multe ori nu reușeam decât dacă puneam piciorul în prag rău de tot. Adică mă luam la ceartă cu mine, băi, lasă-mă mă cu astea. Mie spune-mi de ce te superi? Păi nu că n-am nimic, mă nu mă lua pe mine cu astea, mă. Te superi, de ce te superi? Păi că îmi face aia și dacă îți face aia ce? Păi da, cum să-mi fac aia și aia? Aha,
De ce aici e problema? Înțelegeți? Deci trebuie să aveți dorința asta foarte puternică să aflați care e adevărul. Să nu vă furați căciula. La urma urmei nu e nimeni acolo. Tu în fața ta faci lucrul ăsta. Nu te vede nimeni, nu te aude nimeni, nu? Nu trebuie să dai socoteala în fața nimănui, numai în fața ta. Dacă tu nu te iei la scuturat, dar bine, așa, n-ai să reușești să faci nimic în viață. Ai să fugi mereu de tine și de ceilalți. Dar scutură-te, dă seama, cercetează-te pe tine, întreabă-te. De ce asta, de ce asta, de ce asta? Vezi că nu-i frumos ce faci. Poate nu fi frumos, dar nu-mi pasă. Vezi că nu-i frumos să nu-ți pese. Și dacă mai faci așa, ai grijă că te pune la punct. Păi, dar ce faci? Tu îmi faci probleme mie? Din cauza ta nu pot să dorm eu? De multe ori, să știți, fără să vă dați seama, sunteți dedublați. Mai bine să te dedublezi singur, de bună voie, conștient fiind, și să te cercetezi. De-aia spunea și Părinte Cleopa și atâția părinți, băi, față de tine trebuie să ai inimă de judecător. Și pe unde e judecata? Am inimă de judecător. Da, trebuie să fiu așa, și așa, și așa, și așa, și așa. Nu! Asta nu e inimă de judecător. Inima de judecător e aia care te pune la judecată. Care te ia la cercetat. Băi, spune-mi de ce ai făcut asta. Nu, adu-mi dovezi. Nu așa, bă, nu... Nu mă convingi. Asta e inimă de judecător. Și dacă faci așa, câștigați enorm. Cunoscându-vă pe voi, o să vă dați seama și de ceilalți. O să-i cunoașteți și pe ceilalți. Și o să-i puteți ajuta. Asta este frumos. O să-i puteți ajuta. Cum să ne alegem un duhovnic potrivit? Păi căutându-L pe Hristos. Dacă îl cauți pe Hristos, numai decât ai să găsești duhovnicul potrivit. Dacă îl cauți pe Hristos. Dacă tu cauți un duhovnic, n-ai să găsești. N-ai să găsești. Pentru că ai să cauți un duhovnic care să fie pe măsura ta. Și nu asta căutăm. Sfântul Ioan Scăraru spune că ești dator chiar să-ți pui la încercare duhovnicul, da? Și să vezi, are leacuri potrivite pentru boala ta? Îți vorbește El pe limba ta? Da? Te poate aduce El la Hristos sau nu? Dacă da, după ce l-a spus la încercare, se vede treaba că El e cel bun, atunci zice, nu mai ai voie să ieși de sub cuvântul Lui, ferească Dumnezeu. În șansă îl vezi beat și iei mâna frumoșel și faci culce cu ea așa pe cap. Da. Dar trebuie să-L urmărești, să-L cauți pe Hristos. Mântuirea nu este altceva decât șederea veșnic în preajma lui Dumnezeu. Am văzut odată o chestie. Cineva vrea să omoare pe altcineva într-un film. Cineva vrea să omoare pe altcineva și un bătrân ne zice, dar pe noi la biserică nu ne învață că trebuie să facem rău celuilalt. La care ăsta zice, uite ce, asta este între el și Dumnezeu. Treaba mea este să-i înlesnesc întâlnirea. Știți? Asta e treaba duhovnicului. Să înlesnească întâlnirea între om, între ucenic și Hristos. Deci tu dacă vrei să afli un duhovnic bun, caută o călăuză bună, de fapt. Unul care ar putea să-ți înlesnească întâlnirea cu Hristos. Da? Unul la care spovedania ta să fie în același timp și de fiecare dată un prilej de bucurie și de întâlnire cu Hristos. Ăla e duhovnicul pe care îl cauți. Duhovnicul este acela care se comportă ca o sticlă, care la început este mai mată, dar încet, încet se clarifică și prin el îl vezi din ce în ce mai clar pe Hristos și pe măsură ce îl vezi mai clar pe Hristos, pe el nu-l mai observi. Știți cum era Sfântul Ioan Botezătorul? Acela trebuie să crească și o să scadă. Știți? Ăsta este duhovnic. Așa, criteriile astea trebuie să le, în primul rând trebuie să le împlinească un duhovnic.
După criteriile astea, puneți-vă la încercare duhovnicii, dar puneți-i la încercare, nu așa. Da? Asta e datoria voastră. Și după ce i-ați pus la încercare și au trecut de barem, după aia lăsați-vă mâna lor. Orice ar zice ei afară de erezie. Da. Bine, dar există duhovnicii ăștia, nu este ceva să te zice. Nu gota foarte există. Tare, deci nu... Există. Dacă n-ar fi existat, eu chestia asta am citit înainte să vin la mănăstire. Dacă n-ar fi existat, eu n-aș fi fost acum în mănăstire. Deci există. Dacă problema ta s-a învechit, înseamnă să știi că nu. Nu vreau să facem o chestie. Desigur se întâmplă că tinerii găsesc o fată sau găsesc un băiat și se uite și parcă îi place persoana, dar la un moment dat, ori urechile nu-i clave, da. Băi, uite, iată așa, pățesc cei care se întâlnesc în exterior. Da, exterior. Așa pățesc. Sunt bătuți de vânt. N-au nimic de care să se țină. N-o să știe ce-i cu ei niciodată. N-au decât să intre în inima lor. Ce-ai să faci tu când ai să te însori cu Maria? Parcă Maria, am zis, o cheamă. Așa? Și o să fiți voi la 80 de ani, amândoi. Sau, mă rog, ea o să aibă 60. Da? Ce o să faceți voi atunci? Când ea o să aibă o ureche mai mare și unul mai mic și cu urechea aia mai mare nu o să audă nimica? Așa? Iar cu urechea aia mai mică o să audă fix ce nu-ți convine ție. Și tu ai să ai așa un nec pe nas, da? Și trebuie să te țină de mână când te duci la baie și așa mai departe. Ce ai să faci atunci? Cum ai soțit tu de mână? Am văzut așa, să știți. Nu știu dacă voi ați văzut, dar eu am văzut bătrâni așa. Da, ținându-se de mână, da. Pe stradă. Da. Și aveau o privire de nu te mai săturai. Da, exact. Nu te mai săturai. Am văzut așa, slavă ție, Doamne. Da. Dacă nu e inimă la inimă, nu e nimica mea. Ai înțeles? Ai văzut? Că știu. Cum ar trebui să ne comportăm cu lumea din jur? Ca niște fii al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om ca să fie conducător, călăuză a creației, a întregii creații către Dumnezeu. Dar în voi să se vadă fiii cui sunteți. Așa să lumineze lumina voastră, astfel încât oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu. Deci nu pe voi. Am zis că duhovnicul să nu facă așa, să nu facă pe om după chipul și asemănarea lui, dar nici voi să nu-i faceți pe ceilalți după chipul și asemănarea voastră. Și nici pe Dumnezeu, că este o vorbă care zice că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, iar omul i-a plătit cu aceeași monedă. Nu-l faceți acum pe Dumnezeu după chipul vostru. Și nici pe oameni nu îndrăznește Dumnezeu, dar păi noi. Deci voi să vă comportați fiecare în locul în care sunteți ca niște conducători. Da? Să vă dați seama cum cea preasfințită Iustinian de la Maramureș și că eu dacă am ajuns aici unde sunt, este pentru că întotdeauna am știut cine sunt. Să-ți dai seama de demnitatea ta, de demnitatea pe care o cere postul sau locul pe care îl ai în societate sau în lume, da? Și să te comporți ca atare. Fruntea sus. Fruntea sus. Și așa trebuie să vă comportați cu cei din jur. Foarte demni. Foarte drepți. Foarte drepți. O, așa, o pauză. De ce se scrie suma de bani pe pomelnic? Din cauza neputinței noastre și a învârtoșării inimilor voastre. Da? Pentru că noi nu știm să ne comportăm. Noi nu avem discernământul pe care l-are Dumnezeu, pe care l-a avut Hristos când a zis atunci, uitați
pe bogatul ăsta cum își varsă visteria lui în, în templu și pe văduva aceea cu doi bani și așa mai departe, că ea se întoarce mai îndreptată la casa ei. Da? Noi nu avem discernământ ăsta, dar atenție, nici nu avem noi, cum să spunem noi, nu, nici nu ni se cere lucrul ăsta. Acum vorbeam de treaba asta, nu eu vă ajut pe voi și nu voi ajutați pe ceilalți. Dumnezeu îi ajută. Noi trebuie să înlesnim întâlnirea celuilalt cu Dumnezeu. Atâta. Noi aducem la cunoștință de Dumnezeu treaba asta. Sunt unele pomenice care te fac să râzi. Noi ne abținem. Evident că ne abținem. Dar sunt alte pomenice care te fac să plângi, pur și simplu. Te fac să plângi. Mai ales pomenice de la copii, extraordinare, extraordinar de sensibile. Ei, la ei nu există că e Maria Filotei sau nu știu cine, nu. La ei e bunica, cățelul și purcelul. Și Doamne, ai grijă de purcelul ăsta, nu? Așa ți se face o milă de purcelul ăla, de ți se rupe. Știți? Cum zicea un copil, poate a citit cartea lui Dorel Zaica, într-o scrisoare către Dumnezeu, un copil de 11 ani, zice, Doamne, să-i spui la părintele de la biserică să spună mai multe despre cum e în rai acolo, că vreau să știu și eu dacă pot să-mi iau cățelul cu mine. Asta este o scădere, într-adevăr. Noi nu prea vorbim de rai. Noi, iadu, vă mănâncă, vă ia... Da, nu prea vorbim de rai. Sfântul Ioan Gură de Aur, de exemplu, nu vorbea niciodată despre sfârșitul lumii. Spunea, sfârșitul vostru este sfârșitul lumii, nu vă bate capul. Nu vorbea de iad. De două ori nu m-am găsit la el vorbind așa mai mult de o jumătate de pagină despre iad. Da? Pentru că, zicea, să știți că iadul nu ne interesează. Chinurile iadului sunt nimica față de faptul că pierdem bucuria raiului. Deci atitudinea asta pozitivă trebuie. E, și noi nu suntem în măsură să ajutăm pe celălalt, ci să înlesnim întâlnirea cu Dumnezeu. Nu noi îl ajutăm pe acela, ci Dumnezeu. Și Dumnezeu îi va da, nu după câți bani dă el acolo. Nu după câți bani dă. Ci după cât suflet pune în rugăciunea. După cât suflet pune pentru altul în rugăciunea respectivă. Da? Dacă găsești pomenice care sunt oameni împărțiți în trei categorii, vii, adormiți și vrăjmași, îmi spui și mie unde îi pui pe vrăjmași, că parcă nici vii, dar nici morți nu sunt. Na, pune-i pe aia, unde îi pui? Da? E, și atunci, asta arată învârtășarea inimilor celor care vin la biserică cu pomenice. Și îți umple, zice un nume, atâta, Cristina. Eu, Cristina, mă rog pentru. Și atâta o foaie. Păi credeți că eu citesc ce se roagă Cristina pentru toate alea? Nu. De ce? Pentru că Hristos mi-a poruncit să nu fac asta. Și nu mulțiți voi cuvintele, că știe Dumnezeu prea bine ce nevoie aveți. Nu-i nevoie să spuneți atâtea. Și eu nu pot să-i citesc treaba aia. Nu pot. Nu pot. Dar pur și simplu vreau și nu reușesc. Și nu reușesc. Deci din cauza învârtășării inimilor voastre și a neputinței noastre se întâmplă lucrul ăsta. Dar mai este și un motiv mai de ordin practic, știți? Că unul vine cu 100, unul vine cu 3, nu știu ce, trebuie să pui. Unii zic, dar scrie-mi acolo, dar alții mă întreabă dacă îi sfințesc o mașină. Zice, dar cât costă? Păi zic, nu costă nimica, se uită la mine ca și cum râd de el. Nu te costă mai nimica. Cum adică? Păi uite așa. Nu se poate, părinte. Altul că a vrut să-mi sărute mâna și eram monah atunci. Și nu i-am dat-o. Am fost la mormântare, eram șofer și am fost cu mașina la mormântare, la straja pe aici și vrea să-mi sărute mâna. Un om în vârstă. Și nu l-am lăsat. Se uita la mine de parcă i-am dat cu ceva în cap, parcă i-am necinsit toată familia. Și părintele care era cu mine, preot, mi-a zis, lasă-i mai mâna, dă-i mâna. Dă-i mâna, el crede că ai ceva cu el. Dacă nu i-o dai. Deci, știți? Sunt niște, cum să spun eu, niște metode de conveniență. Însă nu vă bazați pe asta. Niciodată să nu vă bazați pe asta. Nici noi nu ne bazăm pe asta. Cum vă
putem birui patima desfrânării? Niciodată nu veți putea birui patima desfrânării. Zic Sfinții Părinți, oricât de sfânt ai fi, nu poți birui decât cu fuga. Nimeni să nu se înșele vreodată că poate să stea în fața acestei patimi și să biruiască. Niciodată, niciodată, oricât de sfânt ai fi. Însă, s-a întâlnit la Sfântul Antonie cel Mare, de exemplu, Sfântul Macarie cel Mare, când așa au avut o luptă de mare cu desfrânarea, găsiți în Patriarhul Egiptean, și la un moment dat, la Sfântul Antonie cel Mare s-a prefăcut într-un câine, da? Și el l-a luat câinele și l-a smotocit, iar la Macarie cel Mare s-a prefăcut chiar într-o fată, o fată pe care o văzuse el odată la câmp, nu știu ce, și aceea i s-a pus în poală, atenție să vedeți, s-a pus în poală și i s-a părut lui că a și făcut păcatul cu ea. Așa de amețit era, vă dați seama. Și când și-a dat seama că asta era treaba, i-a tras o palmă, dar cât a putut el de tare la fata aia, așa, și același lucru s-a întâmplat și cu Sfântul Antonie cel Mare, s-au prefăcut în ambele cazuri în fum, în urât, foarte urât mirositor, că a rămas nu știu cât timp mirosul acolo, și de atunci nu i-a mai supărat. De aici ce înțelegem? Că împotriva de, deci două lucruri. Unu, primul care vi l-am zis, că nu poți să stai în fața desfrânării să te lupți. Lasă că nu știu ce, că nu știu cum, că de fapt sunt alte foloase. Știi, că mi-e milă de ea, că trebuie să o ajut și nu știu ce, dar... Așa? Sau alte chestii. Și să zici, lasă că asta nu-i nimic, că eu pot să fac față la provocarea asta și că nu o să se ajungă nicăieri, spui tu mie. Așa? Primul lucru ăsta. Și al doilea lucru, foarte important, este că trebuie să învățăm, dar să învățăm repede, să urâm păcatul cu toată puterea. Cum zice în psalm, cu ură desăvârșită l-am urât pe el. Cei doi mari sfinți, asta au arătat prin acele gesturi, că au urât păcatul din toată ființa lor. Dacă nu urăști păcatul ăsta, nu se dezlipește de tine. Stă lângă tine lipcă. Deci fugi de el și urăște-l cât poți. Urăște-l ca pe ceva, nu știu ca pe ce să zic. Dacă urăști pe diavol, păi încă e ceva indulgent. În timp dacă urăști, nu, păcatul nu va scădea, adică nu... Păi va scădea. Iminența, dacă spuneați că niciodată nu, iminența nu va scădea. Păi dacă nu-l urăști. A, dacă, nu... dacă nu-l urăști, se stă lipică de tine. Dar dacă îl urăști? Dar dacă îl urăști, se depărtează. Da. Niciodată poți să te lupți cu el. Da, dar să te lupți tu față în față cu el, nu. Da. Fugi de el, alergi la ajutorul Dumnezeu și mai ales la ajutorul Maicii Domnului. E foarte important, bine că mi-am amintit. E foarte important, nu la ajutorul oricui, la ajutorul Maicii Domnului. Aduceți-vă aminte de Maria Egipteanca. Ea era într-un moment de desfrânare crasă, deși ea s-a dat singură desfrânării. De plăcere desfrâna Maria Egipteanca, de plăcere. S-a dus la Ierusalim de curiozitate. Și s-a dus la Ierusalim tot desfrânând. Deci ea era, cum să spune, doar se ridicase din desfrânare în momentul în care a vrut să intre în biserică și n-a putut. Și a dat seama atunci, neputând să intre de trei ori la rând, și a dat seama că starea ei este alta. Nu se poate deloc potrivi cu starea care ar trebui să o ai ca să poți să intri, să te închini la crucea lui Hristos. Da? Și atunci ce a făcut? Asta este extraordinar. S-a dus la Maica Domnului. Ea, cea mai desfrânată, s-a dus la cea mai curată. Și de ce vă zic chestia asta? Pentru că atunci când aveți o ispită de genul ăsta, de necurăție, de, mă rog, că e cu mintea, nu contează, că e cu trupul, că e cu mintea, că e cu sufletul, că e cu ce-o fi, da? Primul lucru care vă vine este să fugiți de Maica Domnului. Să n-aveți îndrăzneală la Maica Domnului. Să ziceți, cum să mă duc eu necurat așa? Atunci să te duci la Maica Domnului. Atunci, pentru că numai ea poate să te ajute imediat, imediat. De ea fug dracii ăștia ca de nu știu ce. Ca de nu știu ce. Ea știe. Să nu ziceți că dacă că ea e curată și cum o să se uite la mine care sunt așa de spurcat. Ea nu știe ce-i spurcăciunea.
Nu, cum zice vorba românului, bogatul nu crede săracul. Nu e adevărat. Să nu credeți că a ajuns iacur, că ea a fost curată așa și nu s-a luptat deloc. Ho-ho! Ea știe ce înseamnă greutatea păcatului, dar nu știe prin experiență. Asta e altceva. N-a trebuit să cadă în păcat ca să înțeleagă ce-i păcatul, dar știe greutatea. Știe greutatea și ne înțelege foarte bine, ne înțelege. Tocmai de-aia trebuie să ajungem la ea, să cerem ajutor de la ea, pentru că ea înțelege și greutatea păcatului, dar mai înțelege un lucru pe care noi nu-l cunoaștem. Și de-aia nu putem urâ păcatul. Nu înțelegem înălțimea fecioriei. Dacă veți înțelege înălțimea fecioriei, veți putea urâ cu adevărat păcatul ăsta. Numai Maica Domnului știe cu adevărat, dar cu adevărat, singura care știe ce înseamnă aia înălțimea fecioriei. Și ea, pentru că știe, numai ea vă poate ajuta cu treaba asta. Deci când aveți ispite de genul ăsta, la Maica Domnului, rapid, cum ziceam noi în armată, fuga marș. Asta înseamnă peste 370 de pași pe minut. Să văd eu pe ăla care aleargă. Și la duhovnic. Bineînțeles că la duhovnic, că trebuie să te eliberezi de păcatul ăsta. Dar pentru că tot aici de duhovnic, mai e o chestie aici. Și ce faci dacă n-ai duhovnicul aproape? Și dacă n-ajungi așa de ușor la el? Ce faci cu greutatea asta? Cum scapi de ea? Și dacă unii dau prea multă importanță gândului în sine? Atunci o să vadă el și el la gând. Gândul o să-l bușească până nu se mai poate. Cum erau doi părinți în pateric și unul zice, amândoi erau cu rugăciunea inimii foarte avansați, foarte sporiți, și unul întreabă pe celălalt, tu cum ai învățat rugăciunea inimii? Păi m-a rugat neîncetat, m-am nevoit și nu-i așa. Dar tu, îl întreabă pe altul, păi pe mine dracii m-au învățat. Păi cum așa? Cum mă rugam, cum fugeau dracii? Cum nu mă mai rugam, cum mă luau dracii la bătaie și iară trebuia să mă duc iarăși la rugăciune? Vezi? Ăla care o să dea prea multă parte gândului, o să-și ia de la gând. Nu se face. Asta se întâmplă, e clar. Deci ce faci până ajungi la duhovnic? Ava Pimen cel Mare a fost întrebat. Cât timp va avea putere păcatul asupra omului? Și el a zis, atâta vreme cât a zis, de îndată ce a zis omul, am greșit, iartă-mă, a încetat păcatul asupra lui. Aici este o diferență pe care ar trebui să o învățați. Pentru că ar trebui să aveți nevoie de ea. Am avut și eu nevoie și totuși duhovnicul la doi pași. Una este puterea păcatului asupra ta și alta este prezența păcatului în tine. E cu totul altceva. De îndată ce a ies omul, a îngreșit, iartă-mă, a încetat păcatul asupra lui, a zis Sfântul Pimen, Ava Pimen cel Mare. Adică, de îndată ce te-ai pus înaintea lui Dumnezeu și ți-ai reprecizat poziția că asta este treaba, că de-aia cădem noi, pentru că nu mai punem pe Dumnezeu pe primul loc, și zic, Doamne, am greșit, dar eu pe Tine te vreau. Tu știi bine că eu pe Tine te vreau, dar am căzut, asta e. S-a întâmplat, dar eu pe Tine te vreau, am greșit, iartă-mă. Din momentul acela, deci asta o zici tu în fața lui Dumnezeu, din momentul ăla, păcatul a pierdut frâiele prin care te conducea pe tine. N-a dispărut din tine. El va dispărea de-abia când te vei duce la spovedanie și vei mărturisi. Dar până să ajungi la spovedanie, ai nevoie de momentul ăsta, de reprecizarea poziției tale în fața lui Dumnezeu, de trezire și de a pune iarăși începutul cel bun, de a o lua iarăși de la zero. Am greșit, dar ce a fost, a fost, hai să o luăm de la început. Părinte, ce sfat ați da creștinilor? O parte din preoți spun că nu este bine ca și creștin să primească pașaportul biometric, alții spun că da, se poate. Pașaportul biometric, așa cum îl cunoaștem noi acum, nu? Cu chip, probabil. Da, cu chip. Cu amprentă, da. Da. Personal nu mi se pare că acest pașaport înseamnă 666 și însemnarea cu 666. Mie nu mi se pare deloc lucrul ăsta. Însă, Sfântul Pavel zice foarte clar, fiți înțelepți și răscumpărați vremea. Adică, fiți foarte atenți la vicleșugul vrăjmașului și ceea ce vrea el să facă.
A fost o, aproape, să spunem așa, ca o psihoză cu codul de bare pe produse și așa mai departe. Toată lumea acum are cod de bare, ia produse cu cod de bare, nu se mai plânge nimeni de codul de bare. Zice că e 666, acum s-a transferat pe chipul din pașaport și așa mai departe. Dar nu ne dăm seama că, de fapt, toate astea sunt niște trepte. Sunt niște trepte. Dacă citiți cartea lui Serafim, cum îi zice? Serafim Roz, Viața după moarte, parcă, da? O să vedeți că acolo spune de niște fenomene paranormale, de niște experiențe de moarte și de viață după moarte și de întoarcere din morți și așa mai departe, care se întâmplau până anii 70 în America. Și spune el așa, vrăjmașul zice, dacă acum 20 de ani, spunea el, Serafin Roz, dacă acum 20 de ani ar fi spus cineva, lumătușa de alături, că vezi că, uite, eu pot să mut cu mintea cana aia de acolo, să pun pe masa aia, ar fi zis, tiu dracii. Acum nu se mai miră nimeni. Da, ce mare lucru. Telechinezie, telepatie, am auzit. Se întâmplă, da. Deci, și asta se întâmpla atunci în 70, în, la ei. Și mă gândeam, uite, la noi dacă în 70 ar fi spus cineva că se întâmplă lucrurile astea, ți-ar fi ars pe rug. Și așa mai departe. Dar acum toată lumea este obișnuită. Și zicea Serafim Roz așa, măi, voi nu vă dați seama că vrăjmașul ce face? El nu face altceva decât să pregătească venirea lui Antichrist. Antichrist zice că va face minuni care să strâmbe de cap, să înșele până și pe cei aleși, dacă se va putea. Da? E cum? Și să-i conducă pe toți și așa mai departe. Cum va putea să facă treaba asta dacă opinia publică, cum spunem noi, nu-i pregătită? Nu va putea să facă treaba asta. Cât e el de Antichrist? Nu poate. Deci el pregătește opinia publică încet, încet, pentru treaba asta. Este adevărat. Și codul de bare, și cardurile, și chipurile, și așa mai departe, toate te duc în direcția asta. Este adevărat că dacă ești de acord cu ele, nu faci decât să mergi cu valul. Da? Dar eu te întreb pe tine, dacă nu poți să te opui valului, dacă nu poți să oprești valul, ce de făcut? Ce de făcut? Dacă ai căzut de la etaj, te-ai alunecat. Poți să oprești tu căderea asta? Nu poți să oprești. Dar vorba părintele Rafael Neca, de sus până jos poți să zici un Doamne miluiește, nu? Deci poți să cazi conștient. Și să știi că dacă rămâi în viață, și poți să rămâi, pentru că datorită acelui Doamne miluiește s-ar putea să fie ceva de desubt când cazi tu acolo. Așa? Deci dacă rămâi în viață, după o cădere, tu ești mai folosit decât dacă n-ai fi căzut. Astfel încât răscumpărați vremea și dați-vă seama de ce se întâmplă în jur și folosiți în interesul vostru. Treziți-vă! Dacă vrăjmașul vrea să pregătească opinia publică, să nu credeți că o pregătește altfel decât orbind-o, decât amăgind-o, decât dându-i alte principii și alte modele și alte sisteme de referință decât cele normale. E, treziți-vă, faceți deci lucrul opus vrăjmașului și dați-vă seama unde vrea să vă aducă. Da? Și dacă nu vă puteți opri sau opune acestui curs, da? Măcar fiți conștient și la momentul potrivit când într-adevăr vei putea să faci ceva, pentru că va fi un astfel de moment în care fiecare va putea să facă ceva, că de-al minte, dacă nu va fi așa, atunci nici nu vom putea fi judecați. Nu vom putea da socoteala dacă nu a fost un moment în care eu am putut să zic nu și n-am zis. Da? Și în momentul ăla, să vă găsească treji. Astfel încât dacă iei un pașaport acum de-asta, cu biometric sau cum se cheamă, nu înseamnă că te-ai însemnat cu 666. Înseamnă că mergi în direcția aia.
Da? Mergi în direcția aia. Dacă nu iei pașaportul, îmi spui mie că nu mergi în direcția aia? Nu poți să știi sigur. Asta nu poți să știi, dacă mergi sau nu. Important este să poți să zici ca psalmistul. Într-o aceasta am cunoscut că m-ai voit, Doamne, că nu s-a bucurat de mine vrăjmașul meu. Da? Dacă reușești să iei pașaportul ăla și să simți că nu se bucură de tine vrăjmașul, ia-l. Eu știu oameni care au luat chiar părinți. Da? Nu aici, prin lume. Da? Și n-au nicio problemă. Știu alții care n-au luat și au mai multe probleme decât ăștia care au luat. Știți? Adică nici să cădeți în extrema psihozei, nici în extrema laxismului, laxității, nu. Nici că aia, ce să zic, am mai auzit eu de asta. Dar nici că de acum gata numai asta să văd. Stai cu minte. Că totuși Dumnezeu e mai presus. Păi tu ce faci? Vezi că schimbi locurile. Vezi că pui chipul mai presus decât Dumnezeu. Adică nu mai e tătuca la cârmă sau e chipul la cârmă? N-am înțeles. Nu e clar, vedeți? Începe să devină foarte confuz. Zic Sfinții Părinți, nimeni văzând fața diavolului nu poate să nu se tulbure. Dacă te uiți și te gândești...